În cel de-al doilea amical susținut, Gabi Zahiu a testat toți jucătorii disponibili. Pandurii 2 a reușit o victorie cu scorul de 2-0 în fața unei formații destul de bune din Liga a 3-a a Serbiei, FC Sopot, echipă din Belgrad care este satelit al celor de la Steaua Roșie Belgrad. Evoluțiile bune din jocurile de pregătire îi dau lui Zahiu încredere pentru returul de campionat. Am avut două jocuri de care mă declar foarte mulțumit, nu în prisma rezultatelor, pentru că le-am câștigat pe amândouă, ci până atinea băieților. Au fost două meciuri foarte grele cu echipe ambițioase. Zahiu se confruntă, la fel ca și Petre Grigoraș, cu accidentări și răceli în cantonamentul din Antalya, astfel că după partida cu FC Sopot, tehnicianul a decis să le acorde jucătorilor săi o după-amiază liberă. Timp de 5 zile, Zahiu a scos untul din ei cu două antrenamente pe zi sau un antrenament și un joc amical. Grave cum sunt cele al lui Găman și al lui Unguru, da. Sunt două de răceală, Nicolae și cu Dăianu, Diaconu, da? Și cei mai vechi e zgondea cu genunchi. Pandurii 2 Târgu Jiu au susținut până acum două jocuri de verificare și mai au programate încă două meciuri în acest stagiu, pe 6 și 8 februarie cu coreenii de la FC Gangwon și cu rușii de la Krilia 2. Gorjenii au renunțat la amicalul cu Voința Sibiu, care fusese programat inițial pe data de 4 februarie.